Yasmin o prinde pe fiica ei Hasina la pieptul său în timp ce merge spre casă. Ea ajunge la un cort făcut din prelată unde ea și familia ei stau ca refugiați. Yasmin face parte dintr-un trib minoritar din Myanmar, numit Rohingya, care este prigonit pentru convingerile sale islamice. Într-o dimineață din septembrie 2017, Yasmin s-a trezit la zgomotul unui elicopter care se învârtea peste satul ei din Myanmar. Apoi a auzit o mitralieră care trăgea în clădiri. Împreună cu soțul ei, Yasmin și-a luat cei 4 copii, toți având mai puțin de 5 ani, și a fugit spre mare. Țipetele și focurile de armă se auzeau din ce în ce mai slab în spatele lor, în timp ce fugeau. Și când au ajuns la malul mării, singurul sunet care se mai auzea era cel al valurilor. Totuși, familia era înfricoșată. Hasina, care era nou născută, a supraviețuit celor 8 zile cu lapte de la sân și sub umbra unei cârpe. La final, Yasmin și soțul ei au decis că prizonieratul era mai bun decât moartea prin înfometare. În dimineața celei de-a 9-a zile, familia a fugit spre Bangladesh. După o călătorie istovitoare, au ajuns în tabăra de refugiați numită Camp Leda, din sud-estul Bangladeshului. ADRA este una dintre organizațiile umanitare care se ocupă de această tabără. Deși viața într-o tabără de refugiați este relativ sigură, nu este ușoară mereu. Accesul la toalete este limitat. Băile private sunt aproape imposibile și nu există școli. Ca refugiat rohingya din Bangladesh, opțiunile lui Yasmin pentru hrană sunt și ele limitate. De 2 ori pe lună își ia copilul cel mare și primește porția alocată de orez, linte, sare, zahăr și ulei. Soțul lui Yasmin era un comerciant de succes și proprietar de casă în Myanmar înainte de atac. Cu venitul de la magazinul său de alimente și cu casa de lemn cu un etaj, el avea grijă de toate nevoile familiei sale. Acum trebuie să accepte ajutor și să aștepte. Yasmin și familia ei fac parte din cei 800.000 de refugiați Rohingya din Bangladesh, care doresc să revină la casele lor din Myanmar. Până atunci, ADRA și alte organizații umanitare lucrează pentru nevoile lor. Sprijinul vostru pentru ADRA și darurile misionare fac diferența pentru oameni ca Yasmin și familia ei.